Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul minunat în care a lucrat până acum. Eu nu cunosc totul. Dumneavoastră nu cunoașteți totul. Însă Domnul ne cunoaște ca pe o carte deschisă. Și lucrul acesta este minunat pentru că de fiecare dată ne surprinde în felul minunat în care lucrează, în felul minunat în care se revelează. Și vedeți, v-am spus ceva de la început și repet încă o dată. Dumnezeu m-a trecut și pe mine prin suferințele pe care v-a trecut pe dumneavoastră în săptămâna asta ca să pot să simt cu voi și apoi să aduc și cuvântul de deschidere. Și apoi, tot ce urma după a fost pe aceeași direcție. Toți frații au mărturisit aceleași lucruri, că toți am trecut prin aceleași încercări. Și acum ascultați-mă. Problema mare, știți care este? Că deși toți am trecut prin aceleași încercări de multe ori, nu toți avem același rezultat, pentru că de multe ori unii dintre noi aleg să nu se încreadă în același Dumnezeu. Și o să ziceți care? Dumnezeul cerului și ai pământului este unul singur, slăvit să fie El. Și o să ziceți totuși care este Dumnezeul adevărat. Și am să vă spun. Acela care și-a dat singurul său fiu, Ioan 3:16, ca să moară. Pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Mai știți un Dumnezeu care a dat ce a avut mai bun? Eu nu cunosc pe altul. Este unul singur. Numele Lui este Jehova Ire. Dumnezeu care poartă de grijă. Slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta, din nou am o slujbă mai grea, dar e o slujbă bună, zic eu. Și o să vă spun și din ce cauză spun lucrul acesta. Nu știu dacă ați observat că de obicei bisericile sau adunările în care nu se predică adevărul așa cum trebuie, sunt pline. Uitați-vă, de exemplu, vă dau un exemplu. Uitați-vă la Lakewood în Texas. La Joel Austin. Plină adunarea. 26.000 de oameni, am înțeles. V-ați mai auzit așa ceva? 26.000 de oameni. Și problema e în felul următor. Ar fost întrebați la un moment dat. Auzi, am o întrebare. Ce zici despre homosexual? Ce zici despre lesbieni? Ce zici? Și ascultați-mă. Păi zice, eu zic că cuvântul Dumnezeu este scris că nu-i bine, că așa și pe dincolo. Dar au pus după aia întrebare. Că omul ăsta, ascultați-mă, omul ăsta a fost mai înțelept ca omul lui Dumnezeu. Cine, la care a pus interviu. Și a zis, dar am o întrebare la tine. Bun, bun, în cuvântul tău este scris. Acum ascultați. Că el odată l-a întors, știți? În cuvânt e scris. Că e an abomination, adică este o urăciune înaintea lui Dumnezeu ca doi bărbați sau două femei să aibă relații. Și-o zis, dar eu mă duc acum puțin mai departe. Zice, am o întrebare, dar dacă ați fi invitat să mergeți la o nuntă, v-ați duce? Și știți ce-o răspuns? Și el și nevasta lui, dar bineînțeles. Dar zice, avem prieteni care sunt așa și... Dar bineînțeles. Și acum, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce ferice... De cel care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, zice cuvântul lui Dumnezeu, și care nu merge la același potop de desfrâu cu lumea. Lucrurile astea sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Adică, când trebuie să mă apăr, iau cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pe partea alaltă, de asta spun că a fost mai înțeleptă la care a luat interviu. Și a zis, bun, bun, e scris, dar ce faci tu? Că poate să fie scris o sumedenie de lucruri și noi să le facem total diferit. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în 28, un pasaj din care am predicat câteva luni în urmă. Și acum vreau să înțelegeți câteva lucruri, pentru că aici, în pasajul ăsta, am predicat despre unii care sunt binecuvântați și unii care sunt judecați. Dar acum voi citi doar un singur verset, versetul 7. Isaia 28, versetul 7 spune așa, dar și ei... Se clatină de vin și băuturile tari amețesc. Și acum ascultați, acolo e un punct și un virgulă. Despre cine vorbește? Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. Ceva aproape îngrozitor. Adică, cum adică? Proroci, preoți, cei care trebuie să facă slujba lui Dumnezeu, să facă astfel de lucruri. Și acum vreau să vă vorbesc, fraților, astăzi, despre
O beție care e mult mai groaznică ca și beția alcoolului. Că până la urma urmei, când bei, știi cam ce se întâmplă. Mai depinde și cât bei. Dar există o beție mai îngrozitoare de care se îmbată mulți, așa zici, pocăiți. Și ăștia, ascultați-mă, nu-s doar cei din adunare, din congregație. Sunt și păstorii, sunt și prorocii, sunt și văzătorii, sunt chiar cei care ar trebui să vadă bine și nu mai văd. Știți cum se numește beția aceasta? Neascultare. Și o să ziceți, care e neascultare? Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și mergem și mai departe. Care cuvânt? Cuvântul scris? Cuvântul rostit? Cuvântul prorocit? Cuvântul interpretat? Cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Și mai vreau să înțelegeți că în cuvântul lui Dumnezeu noi avem așa. Sfaturi, porunci, legi, dar mai există ceva. Știți ce mai există în cuvântul lui Dumnezeu? Adevăruri absolute. Astea care nu se schimbă niciodată. Dacă bine faci, bine primești. E scris în cuvântul lui Dumnezeu, nu? E un adevăr absolut, adică nu se schimbă niciodată. Dragostea lui Dumnezeu nu se va depărta niciodată de la noi, zice cuvântul lui Dumnezeu. Un adevăr absolut. M-aș putea duce și să vă spun o sumedenie. Dar acum vreau să înțelegeți un lucru important. Deși că avem adevărurile acestea absolute, ascultați-mă, noi avem opțiuni. Când vă duceți la magazin și vreți să cumpărați un soi de mere, nu le cumpărați pe toate, nu? Alegeți ce vă place. Dar vă trebuie voi, oare se poate la fel și cu cuvântul lui Dumnezeu? Și cu legile lui și cu adevărurile absolute a lui? Nu o să poate așa ceva. Astea sunt scrise acolo și n-ai ce să alegi. Trebuie să le iei așa cum sunt. Și problema este că în ziua de astăzi unii zic, auzi, știi ce? Aleg să mă îmbăt vreo 5, 10, 15 minute de neascultare și să fac cam ce vreau eu. Și apoi vom vedea rezultatul la urmă. Și mă vreau să vă definez puțin beția, și asta vorbesc de beția normală, în ghilimele normală. Că nu există beție normală. Beția este o alegere. Primul lucru care vreau să vi-l spun. Beția e o alegere, știți? Păi ce, vine cineva și îți toarnă pe gât? Nu! Tu alegi să te duci să bei, tu alegi cât să bei și tu alegi, ascultați-mă, cam nivelul la care vrei să te comporți după. Ascultați-mă, cu cât bei mai multă neascultare, cu atât vei fi mai în stare de ebrietate înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să înțelegi niște lucruri, că beția afectează în primul rând gândirea cognitivă. Nu mai gândești clar. Nu mai ai simțurile normale pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Nu le mai ai. După asta afectează raționalitatea. Nu mai raționezi bine. Și o să zici, cum să faci așa? Păi nu vă aduceți aminte că testul, când oprește cineva, când oprește polițistul, testul zice, îți pune un deget înainte și zice, câte degete vezi? Și tu zici, 3, 5, 7, depinde cât ai băut. Nu? Ei, asta nu face nimic altceva decât să-ți afecteze raționalitatea. Nu mai raționezi normal. Afectează puterea de a face decizii bune. Nu? Ascultați-mă. Tu vrei să-l scoți afară din, cum zicea România, din birt? Și unde vrei să meargă? În crâșmă. Iese de la bar și intră la crabă. Mai face decizii bune. Ești pe departe așa ceva. Mai face ceva, beția. Afectează mobilitatea. Ați văzut pe unul care e băut bine să poată să meargă drept? Nu, nu se mai poate ridica cum trebuie. Merge centrul de greutate, ba în față, ba în spate, ba în stânga, ba în dreapta. Nimic nu mai e cum trebuie. Pe lângă astea, afectează reacțiile instantanee. Adică e spatele volanului, trebuie să pună frână și îl apasă pe accelerație.
Și când au făcut accidentul, ce zice? Zice, nu știu, zice, păi am crezut că am fost cu piciorul pe frână. Dar n-am reacționat cum trebuie, că n-am mai apucat. Și acum ascultați. Depinde cât bei, că la urmă știți ce se întâmplă. La urmă, după ce toate lucrurile astea le-ai pierdut, vine inconștiența. Știți? I-ați văzut pe ea care îți pe jos, nu știu, îi întrebi, unde ești? A, zice, eu sunt acasă la mama în pat. Și el e pe marginea drumului, căzut jos. După treaba asta, se mai întâmplă ceva spre sfârșitul beției, orice merge sau trece. Orice. E permis orice. Iar în final, fraților, vin două lucruri. Ascultați-mă. Rușinea și moartea. Astea sunt ultimele în urma beției. La urmă vine rușinea și moartea. Și acum o să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că lucrurile sunt foarte importante de înțeles cam cum se raportează ceea ce am spus, că noi am spus așa, bețivii din poporul Domnului. Și o să zică cineva, o să mă condamne, sunt fel convins că o să mă condamne unii care au ce o să zică, frate, cum poți să spui așa ceva, bețivii din poporul Domnului? Și eu vă dovedesc cu Biblia că sunt reali. Ascultați-mă, aș vrea să facem un pelerinaj foarte scurt în cuvântul lui Dumnezeu, începând cu Geneza, așa am să vă dovedesc câteva lucruri foarte concise și scurt vis-a-vis de ceea ce v-am spus și ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Geneza, în capitolul 2, și apoi vom trece scurt câteva versete din capitolul 3. Și o să vedeți ce înseamnă beția neascultării cu care sunt îmbătați foarte mulți în ziua de astăzi. Și acum ascultați, paranteză, din poporul Domnului. Oameni care sunt în poporul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 2, versetul 15, în jos. Spune așa. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Ce-au fost astea? Sfaturi? Nu. Poruncă. De la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Dar acum ascultați, acolo nu s-a oprit Dumnezeu. Vei muri, și apoi a spus, negreșit. Adică, să contezi pe treaba asta. Lucrul ăsta să-ți fie clar. Că în momentul în care nu mai asculți, că noi știți ce facem? Noi ne ducem și zicem, păi dar au murit din cauza că au mâncat. Nu e adevărat. Au murit din cauza că n-au ascultat. Că Dumnezeu i-a spus să nu mănânci. Și acum ascultați. Mă duc în Geneza, în capitolul 3. Mă duc repede pentru că nu am timp astăzi și nu vreau să răpesc foarte mult timp. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce șarpele, diavolul, a venit la femeie, i-a spus ce a avut de spus și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. Vreau să înțelegeți acum că am spus că beția afectează ce? Și vederea, nu? Felul în care vezi lucrurile. Realitatea nu-i mai cum trebuie să fie. Ce se întâmplă cu femeia în versetul 6? Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Eu am o întrebare acum la voi. Dumnezeu a spus toate lucrurile astea? Dar de unde a văzut toate lucrurile astea? Observație personală. De unde? Pentru că în momentul în care nu mai asculți de Dumnezeu, trebuie să asculți de altceva. Drept? Și i-au ascultat de glasul celui rău care a început să o îmbete. Și a început să-i spună, auzi, dar tu dacă asculți de Dumnezeu, cam știi ce se întâmplă, dar auzi, ia nu asculta să descoperi ceva nou. Să vezi cât e de frumos. Ascultați-mă, când vin ăștia și prezintă drogurile, cum ți le prezintă? Zice, auzi, gustă din asta... Că în momentul în care ei o să experimentezi ceva ce n-ai mai experimentat niciodată. Eu vreau să vă spun, eu n-am nevoie de așa ceva. Păi de ce să experimentez? Vreau să fiu conștient de ceea ce experimentez. Băi, zice, o să vezi, pui fripți înaintea ta
Dar tu o să fii pe marginea drumului. Tu o să vezi înaintea ta fazani, ok? Făcuți la grătar și tu ești vai și amar de tine. Și acum ascultați, nebunie. Eu iau, în ghilimele, consum și văd toate lucrurile alea și ce mi-a afectat? Absolut tot, toată realitatea mea. Eu sunt vai și amar de mine, departe de Dumnezeu, dar eu cred că sunt undeva unde nu sunt. Și zice că femeia a văzut că era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Dar ea n-a văzut că Dumnezeu a zis, măi, eu v-am așezat pentru doar câteva motive aici. Eu v-am așezat să lucrați și să păziți. Și voi ați făcut exact invers. Ați lăsat să intre înăuntru neascultarea prin satană. Și acum ascultați. Știți că lucrul ăsta e rău? Dar știți că este unul și mai rău? Știți? Neascultarea, beția neascultării, ascultați-mă, e împărtășită. Se împarte pe tavă. Și tu zici, băi, eu n-ascult. Și mă mai întorc și către altul și zic, băi, dar auzi, dar ce mă, noi ascultăm de ce ne zice ăsta, mă? Păi cine e ăsta, mă? Păi cine e ăsta? Și acum știți ce faci? Exact ce a făcut Eva. Ascultați. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat. Și de mâncat numai ea, murea numai ea, nu? Să băta numai ea. Și ascultați ce spune. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și... Auzi, nu-i de ajuns că m-am îmbătat eu, am mai dat și la altul? Că știți ce se întâmplă, ascultați-mă. Nu prea împărtășim noi pe Duhul Sfânt. Nu prea împărtășim noi lucrările Lui. Nu prea împărtășim noi puterea Lui. Nu prea împărtășim noi experiențele noastre. Dar neascultarea așa de tare o împărtășim. Așa de tare și se răspândește, fraților. Și lucrul acesta nu îi place lui Dumnezeu. Aș vrea să mă duc repede în Numeri, în capitolul 22. Vreau să vă dovedesc câteva, să vă scot în relief, dovedindu-vă cu Biblia, câteva lucruri, câteva adevăruri absolute ale lui Dumnezeu, care au fost total aruncate la gunoi și luate într-un alt mod, sub forma beției neascultării, de oameni care trebuiau să asculte de Dumnezeu și n-au ascultat și au ajuns rău. Și în Numeri 22, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre copiii lui Israel care au pornit și au tăbărât în șesturile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 că Moab a fost îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, i-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Și apoi Balac, fiul lui Țipor, care era împărat al Moabului, a trimis-o la Balaam, un om care trebuia să facă voia lui Dumnezeu. Și i-a trimis vorbă și ascultați ce vorbă i-a trimis. Versetul 6 din capitolul 22 Numeri. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară. Că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că au venit oamenii aceștia la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. Și acum ascultați răspuns la omul ăsta care trebuia să reprezinte pe Dumnezeu. Rămâneți aici, versetul 8, peste noapte și vă voi da răspuns după cum va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis, ascultați acum, fiți atenți. O știu Dumnezeu de ce au venit oamenii acolo. O știut și pe Balaam. L-o știut, 100%. O știu Dumnezeu și ce trebuie să răspundă. Da. Vreau să vă întreb, care a fost neascultarea lui primă? Care? Că i-o primit în casă pe oamenii ăștia. El trebuia să zică, băi, eu n-am ce să fac, plecați de la mine. Ce-o binecuvântat Dumnezeul lui Israel, îi binecuvântat. Eu nici măcar nu vă primesc. Asta e ceea ce vreau să vă spun în dimineața aceasta și să vă fac să înțelegeți. Neascultarea nici măcar n-o primi să intre în casa ta. Aruncă afară, spune, băi, eu nu mă bat cu așa ceva. Deci cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a venit la Balaam și a zis,
cine sunt oamenii aceștia pe care îi ai la tine? Nu vi se pare ciudat, că nu l-am întrebat altceva. Eu zis, băi, cum de te-ai îmbătat? Cum de-ai gustat din ce nu trebuia? Că ai ajuns deja prea departe, de la început. Și asta explică lui Dumnezeu. Iată, zice, un popor a ieșit din Egipt, așa, vino, dar și m-a spus să mă duc să-i blestem. Și ascultați acum. Dumnezeu, versetul 12, a zis lui Balaam, să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acesta, căci este binecuvântat. Am o întrebare pentru voi. O fost fat? A fost poruncă din partea lui Dumnezeu. Dar acum am o întrebare mai departe la voi. O trebuie Dumnezeu să-i mai spună lucrul ăsta? Vine cineva la voi și vă zice, ascultați-mă, hai să vă dau mâna din România. Băi, zice, fii atent, cunosc o pădure al nu știu cine. Băi, m-am dus și m-am uitat așa un picut. Noaptea nu-i nimeni acolo, mă. Putem pe ea la lemne cât vrei. Uite, nu luăm cu noi drujba, să nu facem zgomot, dar luăm un joacă. Și mergem amândoi, tăiem cât ne trebuie, nu ne știe nimeni absolut nimic. Și tu în loc să-i zici, băi, omule, pleacă-vă de aici, că nu mă îmbăt cu așa ceva. Dumnezeu meu îmi trimite lemn, n-am nevoie să mă duc să pur din altă parte. Zici, băi, fii atent aici. Să știi că e o idee foarte bună, mă. Dar fii atent acum. Fii atent. Nu numai că mergem noi, hai să mai chemăm și pe un mână cu noi, să fim trei. Că nu putem ridica lemnele singuri, le urcăm în căruță, mergem, facem, dregem absolut totul. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Balaam s-a sculat dimineață și a zis căpetenul lui Balac. Și acum ascultați. Duceți-vă înapoi în țara voastră căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Așa auziți Dumnezeu? Dumnezeu a spus să nu se ducă cu ei. Dar care a fost cauza? Care a fost cauza? Să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acesta căci este binecuvântat. Ascultați-mă acum o secundă. Putea să-i blesteme de acasă. În momentul în care te-ai pornit la drum, deja ai problemă mare. Ați perceput? Păcatul era să te pornești la drum. Să-i blestem, deja erai în ebrietate, în stare de ebrietate avansată. Și spune că ăștia au plecat, s-au sculat, s-au întors la Balac și au spus, Balaam n-a vrut să vină cu noi. Și ăsta nu se lasă. Și trimite încă o dată. Și acum ascultați. Versetul 19. Vine ăștia a doua oară. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Vă place? Ne jucăm. Auzi, Doamne, mi-ai zis prima dată că nu, dar mai vin o dată la tine. Auzi, dacă cumva te răzgândești. Că eu vreau neapărat ce vrei. Eu vreau să nu ascult. Eu vreau neapărat, îmi place starea asta de neascultare, de ebrietate. Și acum ascultați. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și i-a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Zice că Balaam s-a sculat dimineața și a spus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenele lui Moab. Și acum ascultați ceva care nu face sens. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. O explicație pentru voi. Tot vrei să te înveți. De neascultat. Și Dumnezeu tot îți spune, mă, nu-i după cuvântul meu, nu-i. Dar el n-a trebuit să-ți mai spune, că tu știi deja. Și tu tot insisti, Doamne, dar vreau. Și la urmă Dumnezeu îți spune, mă, bine, mă, vrei, du-te. Și tu, ascultați, știi ce faci? O iei ca din parte, m-a vorbit Domnul să mă duc. M-a vorbit Domnul, mi-a spus să mă duc, gata, am plecat. Dar el tot zis de trei ori înainte, să nu te duci. Dar pentru că tu ai insistat, nu, bă, vrei să dai cu capul? Nu, vrei cu capul. Dar vrei să fii în stare de ebrietate? Du-te și fii în stare de ebrietate. Și zice că îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să se împotrivească și Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori a lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă. De ce? I-a arătat la măgăriță și a zis, fii atent ce sabie faină am, așa e de lustruit, are pe ea tot ce vrei, așa i-a spus. Era gata să-i taie Dumnezeu în bucăți, mai din pricina beției lui spirituale. Și ăsta în loc să zică, băi, mi-a ieșit Domnul în cale, măgărița vede mai bine ca mine. Ascultați, Balaam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Hai să vă explic acum un picuț, să nu mă condamnați în dimineața aceasta la ce vă spun.
Ești slujitor sau nu? Ești copil al lui Dumnezeu. Și copilul tău, care nu-i măgar, nu-i măgăriță, te vede că tu vrei să te îmbeți din punct de vedere spiritual prin neascultare. Și vine la tine și îți spune tata, mama, uite ceea ce ți-ai propus să faci nu-i bun. În cuvântul lui Dumnezeu așa zic, tu m-ai învățat. Ascultați-mă, tu m-ai învățat. Și tu îi spui, lasă-mă, e ok, că nu. Vreau să vă spun acum ceva. Ascultați-mă. Dacă nu mă înșel în Florida, a fost invitat un proroc, sau doi proroci au fost invitați să meargă acolo la biserică. Și la urmă s-a făcut masă. Și au venit nu știu câți la masă, o sumedenie. Și prorocul care a fost acolo nu vedea. Era orb. L-au pus la o masă. S-a început petrecerea. Și în mijlocul petrecerii, ăsta a mâncat. Ce vă spun acum, ascultați-mă, mi-a spus el cu gura lui. N-am auzit-o din altă parte. Și a zis că în timp ce ținea lingura, furculița ce ținea în mână, dintr-o dată prin fața lui a trecut o persoană. Dar el nu a văzut, nu a știut, nu a simțit. Și a zis că mâna dreaptă o pleca de la el. Și a pus mâna pe persoana aia și a strigat tare, cât a fost sala aia. Nu știu cât a fost, dar au fost sute de oameni acolo. Și a strigat, când ai de gând să te lași de fumat? Ascultați-mă. O încremenit toată sala. S-a oprit, nu mai vorbit nimeni, nu mai zis absolut nimic. Știți cine era? Știți? Păstor. Păstor. Și ăsta, că ăla al proroc care a fost lângă el, s-a apropiat așa de urechea lui și a zis, i-a spus pe nume și a zis, de data asta ai făcut-o la... Și ce mi-a zis ăla altul? A zis, eu m-am uitat jos în podea să găsesc o găurică mică cumva și să mă strecor pe acolo și să mă duc undeva să nu mă vadă nimeni. Deci de data asta am crezut că o dată o bară râd de tot. Ăsta nu i-a dat drumul de mână. L-a ținut de mână. El nu vedea. Dar să știți un lucru. Dumnezeu nu-și lasă slujitorii niciodată. Ascultați-mă. Atâta timp cât noi alegem să nu fim în stare de ebrietate și să ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu nu-și lasă niciodată. Satana îi dă de gol. Voi înțelegeți? Ascultați-mă, în liniștea aia, că s-auzea bâza acolo, că au rămas toți blocați, din colțul celălalt al sălii s-a ridicat copilul păstorului în picioare. Și-a zis tare, s-audă toți, și-a zis, tata, ți-am spus că Dumnezeu ne vede. Pentru că tata și-a luat copilul, o fumat împreună cu el și copilul i-a zis, tată, ce faci, mă, nu-i bun, nu-i bine, nu-i bine. Și Dumnezeu nu-i place. Și știi ce a spus? Lasă-mă că nu ne vede nimeni. Dar nu vi se pare ciudat că Dumnezeu a descoperit păcatul prin unul care nu l-a văzut. Dar a văzut Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vede starea de ebrietate în care ne aflăm de multe ori. Și zice, ce căutați voi în poporul meu căutând să vă dați alții când eu vă cunosc? Păi voi, ascultați-mă, nu există să intri într-o adunare a lui Dumnezeu. Și să intri cu secrete și Dumnezeu să nu le dea pe față, pentru că e Dumnezeu. Și ascultă-mă, Dumnezeu are nevoie de oameni care nu să fie în stare de ebrietate, ci să fie cu mintea curată și cu inima plină de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem probleme, fraților, avem probleme, ne strângem în adunări și venim cu tot felul de probleme și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și ce se întâmplă? Venim 300, 500, 7000 și nu se întâmplă absolut nimic. Ne ducem într-o adunare unde Dumnezeu lucrează și sunt 7, 10, 15, 20 de oameni, dar Dumnezeu prezent acolo și nimeni nu-i stare de ebrietate. Și Dumnezeu se manifestă într-un mod deosebit. Și se vindecă, se spală, se ridică, se curățește. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă mai aduc unul, nu cred că o să pot să aduc tot ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Dar aș vrea să deschideți împreună cu mine în Judecători, capitolul 14. Mi-am notat câteva lucruri. De obicei nu-mi notez absolut nimic, dar mi-am notat doar câteva lucruri. Pentru că vreau să merg foarte repede și să fiu concis la ceea ce vreau să spun. Cred că asta e prima dată în 3 ani de zile când mi-am notat ceva jos. În Judecători o să găsiți pe Samson. În capitolul 14 și chiar 13 câteva
versete mai sus, o să găsiți că Îngerul lui Dumnezeu se arată lui Manoah, vorbește despre, vă rog să mertați, nașterea lui Samson și spune Dumnezeu cam ceea ce o să se întâmple și spune Dumnezeu că l-a ales pe omul ăsta și l-a pus deoparte pentru el, că nu trebuie să treacă brici peste capul lui și că Duhul lui Dumnezeu va fi peste el atâta timp cât părul lui va fi lung. Și vreau să înțelegeți că Dumnezeu l-a pus pe omul ăsta ca judecător în Israel, pentru că Israel avea probleme mari de tot pe vremea respectivă cu filisteni. Și a zis în felul următor, ai grijă, i-a spus și la femeie, ai grijă ca femeia să se ferească de tot ce e rău, de băutură, de ce nu trebuie să se ferească. Și Dumnezeu îl crește pe copilul ăsta, pe Samson, și apoi îi dă indicații. El a știut de la părinții lui că a fost pus deoparte. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Că spune aici cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 14 că Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Fiți atenți, o văzut. Și zice că i-a zis la părinții lui, luați-mi-o acum de nevastă. Părinții spun, măi, nu-i bine, mă, nu-i bine, nu-i bine. Și acolo, într-adevăr, dacă veți citi mai încolo, versetul 4 spune că lucrul acesta venea de la Domnul. Ascultați-mă, știți ce venea de la Domnul? Știți? Prilejul de ceartă cu filistenii. Nici de cum ca el să guste din ce nu trebuie să guste. Și el nu înțeles treaba asta și zice cuvântul lui Dumnezeu că se căsătorește. Începe să intre pe un teritoriu pe care nu trebuia să intre. Că ascultați-mă ce vă spun. Nu o să te duci să poți să bei o sticlă de whisky odată, de prima dată, știi? Nu. O să guști așa un picuț din ceva, după aia te duci mai încolo și mai încolo și mai încolo și până la urmă ajungi la băuturi tari. Cum am fost eu cu Mihaela odată, cu soția mea, am fost odată într-o țară, în Republica Dominicană, vă spun foarte scurt. Și acolo am avut cu noi un alcoolist. Și ne-au dus ăștia să ne arate puțin pe din afară, știți? Și ne-au dus pe niște dealuri, pe unde trăia oamenii ăia, vă spun. Ce am văzut acolo, n-am văzut nici în România sărăcie ca acolo. Și acolo, la un moment dat, mi s-au prezentat niște băuturi într-o sticlă care era cu niște ierburi și ori de câte ori, de vreo 30-40 de ori, puteai să consumi alcoolul și apoi să pui alcool și ierburile alea îi dădeau același gust. Ascultați-mă ce vă spun. Toți când s-au gustat din alcool, au zis că e cel mai rău alcool care l-a băut vreodată. Numai ăsta alcoolistul când l-a gustat, a zis, asta e cea mai bună băutură care am băut eu în viața. Noi ne-am uitat, nu ne-a venit să... Toți au zis, tot autocarul plin, cât a fost, tot au zis, vai, așa rău, n-am mai... Ăsta au zis, zice, așa ceva, e deosebit. Înțelegeți ce vă spun? Că trebuie să ajungi până acolo. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, fraților, că omul acesta care a fost deoparte pus de Dumnezeu pentru a face voia lui, dă niște ghicitori, face o ghicitoare sau ghicitori și le spune la nevasta asta, de fapt, iertați-vă, mai întâi spune la ăștia, zice, băi, voi, uite, dacă îmi dezlegați, am să vă spun niște lucruri și eu. Și în momentul când el a intrat pe teritoriu care nu trebuia să intre, când s-a gustat din ce nu trebuia, din beția asta, zice că nevasta lui Samson plângea lângă el, versetul 16, și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegată. Și ce spuneam eu în momentul ăla? Așa este, ai dreptate. Păi eu n-am niciun fel de iubire pentru tine, că eu n-am cum să am iubire pentru o femeie străină. Eu sunt acum, în momentul de față, pe un teritoriu greșit. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus judecător, acum ascultați anomalie, ăsta e judecător și nu judecă bine. În dreptul cui? În dreptul lui. Eu vă întreb pe voi, e beat? De neascultare e beat. Și el i-a răspuns, n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ți-o dezleg ție. Deci cuvântul lui Dumnezeu că el a plâns. Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut-o spățul și în ziua a 7 a dezlegat-o căci îl necăjea. Bate la cap mult, ca satana asta face. Atâta ne bate la cap până când zice, mă, la întâi, da, nu mai. Și merge mai departe, fraților, și mă duc rapid. Apoi zice, în capitolul 16, că a plecat la Gaza și acolo a văzut o femeie
curvă și a intrat la ea. Versetul 4. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Ce m-a spus mai înainte? A început cu misilicul, nu? Cu lucruri slabe. Și a ajuns la băutură tare. Și acum ascultați-mă. Vreau să spun un lucru. Oricât de tare ai fi, într-o zi o băutură va da de pământ cu tine. Știi? Oricât de tare ai fi, într-o zi o neascultare va da de pământ cu tine. Pentru că Domnul e Dumnezeu și nu se lasă bagiocoli. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au făcut toate lucrurile astea, ascultați acum. Versetul 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând pe un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut? Ce și-a pierdut? Puterea. Atunci i-a zis, filisterii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, acum ascultați ce a zis el, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat. Fiți atenți acum, primul lucru. Și i-au scos ochii. Eu vă întreb pe voi, de ce? Au văzut bine până acum? Asta acum să nu mai vezi deloc. Până acum n-ai văzut bine, dar acum să nu mai vezi deloc. Și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în... Ce v-am spus eu? Unde duce? Unde duce, fraților? Nu mai vezi bine? Până la urmă, uite, îți pierzi de tot. Și după toate treburile astea, ajungi de rușine, ajungi întemnițat și mai urmează ceva. Știți ce urmează? Nu mai duc. La urmă a venit moartea. A venit moartea. Vă mai dau un exemplu și mă opresc după asta, pentru că timpul este scurt. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în 1 Împărați, în capitolul 13. O că să găsiți un om al lui Dumnezeu. Omul acesta a fost proroc, slujitor al lui Dumnezeu. Și pe vremea respectivă era Ieroboam împărat și Dumnezeu îi vorbește lui omul ăsta și îi spune în felul următor: du-te din Iuda la Betel și acolo să strigi împotriva altarului pe care Ieroboam face slujbe de care nu-s după cuvântul meu acum, că n-avea voie să le facă. Și a zis în felul următor, pe lângă treaba asta că o să vorbești împotriva altarului, o să dai niște semne. Altarul se va crăpa în două, va curge cenușa din el și după toată treaba asta, ei vor ști că eu te-am trimis. Ăsta se duce, face tot ce a spus Dumnezeu și după ce face, se întâmplă și semnul pe care Dumnezeu l-a dat și împăratul se enervează. Prinde-ți-l cu mâna către el. Și se usucă mâna. Și apoi ăsta zice, auzi, omul lui Dumnezeu, roagă-te, te rog pentru mine, să-mi pot trage mâna înapoi. Ăsta se roagă, poate să-și tragă mâna înapoi, s-a făcut sănătoasă, versetul 6. Și acum ascultați. În loc, ca lucrurile să fie invers, de cum s-au desfășurat, se întâmplă într-un mod ciudat. Ascultați acum. Împăratul a zis omului Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omului Dumnezeu a zis împăratului, versetul 8, jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci nici pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Până aici zice, aleluia, slăvit să fie Domnul. Asculta? O asculta? Dar acum ascultați ceva. Ascultați ceva. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea. Versetul 14. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar și i-a zis, tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns, eu sunt. Atunci el i-a zis, vină cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Ăsta îi răspunde la fel ce a răspuns la împărat. Și acum ascultați versetul 18. Și el i-a zis, și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și cuvântul Domnului spune, îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui.
Ce ziceți? Când a intervenit beția, fraților? În momentul în care nu mai asculta de Dumnezeu. E scris în cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Dacă va veni un înger cu altă evanghelie, să fie anatema pentru voi. Adică, ce-a spus Dumnezeu? Rămâne în picioare, mă. Eu nu mă îmbăt de stânga și de dreapta ce îmi spune cu tare și cu tare. Și acum ascultați ce se rostește în dreptul lui, versetul 21 la a doua jumătate. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci și să nu bei, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. După ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care s-a întorsese, i-au pus șaua pe măgar. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe un drum de un leu care l-a omorât. Ce v-am spus eu, fraților, la început de beție? Ce face beția? N-am timp să mă mai duc mai departe, pentru că timpul s-a scurs, am avut mult mai multe să vă spun. Vreau să vă dau un exemplu acum greu de omegat, pe care va trebui să-l înțelegeți și apoi am vrut să vă dau și două exemple din Noul Testament, pentru că cineva o să mă condamne și o să zică, frate, asta acum din nou. Ascultați-mă. Vă dau două exemple din Noul Testament. Iuda. S-a îmbătat? 100% de neascultare. L-a vândut pe Domnul Iisus. Anania și Safira s-au îmbătat? Da. Ce o s-a întâmplat cu ei? Amândoi au murit. De ce cuvântul lui Dumnezeu? Vreau să vă dau un exemplu viu. Un exemplu care o să vă șocheze. Și un exemplu care aș vrea să aibă un răsunet care să meargă până la capătul pământului ca să ne trezim odată, ca să înțelegeți ceea ce vă spun. Ne-am mutat în locul ăsta. După ce ne-am mutat aici, am găsit multe lucruri nepuse în rânduială. Și am găsit același fel de beție în așa zisul popor al lui Dumnezeu. La un moment dat, ascultați-mă, la un moment dat ne-am lovit de o persoană care terminase teologia cu master degree. Și persoana respectivă a postat pe Facebook întrebarea următoare. Stau și mă gândesc, o scris în engleză. Sunteți gata să fiți șocați? O să fie mult șocați în dimineața asta, nu numai voi, și cei care ascultă după. Stau și mă gândesc. Oare cum fac dragoste cele trei persoane ale divinității? Îngrozitor, așa-i? Îngrozitor, așa-i? Acum ascultați-mă, că nu s-a oprit acolo. Că s-a strigat și s-a spus, băi, e ceva neregulă. Omul nu-i cum trebuie. Nu, nu s-a luat nicio măsură. La un moment dat, fata mea, cea mai mare, a dus niște rochii la mama lui să-i le modifice. Sau invers. Nu mai știu. I-a făcut cadou mama băiatului, i-a făcut cadou niște rochii. Și fata mea a început să primească mesaje de la omul ăsta. Vreau să vă spun că e diferență de 12, 13 ani, 14 ani, nu știu exact cum trebuie. Și niște mesaje, omul ăsta i-a trimis poze cu el, făcute în fața oglinzii, cu rochile lui fată, puse înaintea lui. Și o zi zice, n-am știut niciodată că e atât de frumos și de plăcut să te joci, te-a îmbrăcat tu în femeie. Și zice, aș vrea să vin mâine la biserică și ce zici dacă vin și eu îmbrăcat ca și tine și ne dăm amândoi cu ruj pe buze, eu ce vă vorbesc, nu vă vorbesc prostii, noi avem mesajele la ce vă spun. De asta vreau să vă șochez puțin ca să înțelegeți ce se întâmplă poporul Domnului. Și zice, o să dansăm și noi și o să spunem că a venit Duhul Domnului ca și peste David în biserică. Am fiți atenți. Eu și cu încă vreo 4-5 frați am chemat pe cei care erau peste. Și a venit unul din California și i-am prezentat toate dovezile. Și lui, dar și celor de sus peste el. Și a zis, băi, oameni buni, asta e stare de prietate trecut de orice fel de, ați înțeles? Trebuie să luați măsuri! Și ascultați-mi, eram la o masă, uite așa cum vă arăt eu, eram la o masă, nu era semi-rotundă. Noi am prezentat toate dovezile lui omul, reprezentantul de sus. Ascultați-mă, nimic nu m-a putut pregăti pentru ce a urmat după.
s-a întors către noi și a zis în felul următor. A fost acolo. E încă un reprezentant care a fost acolo. El, în loc să discute cu persoana și să adreseze beția. Știți ce a făcut? S-a întors către persoane și a zis, auzi, ia spune-le, te rog tu, la oamenii ăștia, ce fel de studii elocvente ai tu? Ia spune-le cât ești tu de pregătit, că ăștia au impresia aici, că... Ascultați-mă, eu mă uitam, nu venea să cred. Am zis, bă, ascultați-mă. De nu aveam respect, îi spuneam pe direct, băi, tu ești bătut în cap. Păi noi îți aducem dovezi clare, măi. Nu s-o la nicio măsură. Și în ziua de astăzi, persoana respectivă este păstor în biserică, aici, în locul în care suntem. Ce ziceți? Se întâmplă lucrurile astea în poporul Domnului. Există beția neascultării. Problema nu e că există la unul care, uită-te, există la ăia de sus. Și noi vrem să meargă lucrurile bine. Nu există așa ceva, fraților. De ce vă spun toate lucrurile astea? Să ne ferească Dumnezeu pe fiecare dintre noi de beția neascultării. Pentru că, ascultați-mă, duce la moarte. Zice cuvântul lui Dumnezeu că neascultarea duce numai la rău. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De eu vreau să vă întreb pe voi, cine e bun și cine e rău? Dumnezeu e bun și Satana e rău. Unde o să te ducă? În final o să te ducă la moarte. Eu nu vreau să-L ascult pe Dumnezeu. Nu știu ce vreți voi în dimineața aceasta. Eu cred că vreți și voi să-L ascultați pe Dumnezeu. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că de multe ori mergem în prezența anumitor oameni și nu înțelegem de ce se întâmplă lucrurile cum se întâmplă. Și o să vă spun din ce cauză. Pentru că sunt beți. De la păstori până la proroci, toți sunt beți, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mai fac voia lui Dumnezeu. Și acum o să mă întrebați, bun, dar ce e de făcut? Și o să vă răspund. Ascultați-mă. O zis odată un om al lui Dumnezeu ceva. Cineva a pus o întrebare și a zis, auzi, uite, asta e ceea ce se întâmplă și am încercat să adresez și am încercat. Și a zis, știți ce să fac odată? A spus, auzi, să ieși de acolo și să te duci cât vezi cu ochii. Dacă nu te ascultă. Păi o să vă întreb de unde știu treaba asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus le dă sfat la ucenici. Zice, de veți intra în vreo cetate și nu vă vor asculta. Ce zice? Ștergeți, sculturați-vă praful de pe picioare și zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În ziua judecății, praful ăla o să stie de mărturie împotriva lor. E drept? Pentru cine să mai întreabă din ce cauză a fost nevoie de new beginnings, de începuturi noi? De asta a fost nevoie, frații. Pentru că ne-am săturat de șmecherie și de învârteală și de stare de ebrietate și să numim rău bine și binele rău. Hristos nu va face așa ceva niciodată. La El ce-i bine e bine, ce-i rău e rău și am mai spus un lucru și vi-l spun din nou. Între cele două este o prăpastie mare. Acum ascultați-mă. Singura cale de trecere dintr-o parte într alta este jertfa lui Hristos. Cuvântul Domnului spune, dacă un vas se curățește, Dumnezeu îl face vas de cinste. Dar nu spune dacă Domnul curățește. Nu, nu, nu. Vasul trebuie să se curățească. Și întrebarea care o am pentru voi este, cum ne vom curăți? Și am să vă spun singurul ingredient din lumea aceasta, care spală păcatul lumii, este sângele lui Iisus Hristos. Dar spălarea păcatelor începe de la o conștiință curată, de la o inimă care își dorește și de la o gură care mărturisește păcatul. Și dimineața aceasta, eu când am venit înaintea voastră, eu n-am venit aici să mă dau rotund, ci eu v-am spus că săptămâna trecută am greșit și eu. Eu v-am spus că în săptămâna trecută am fost ispitit de situații, de circumstanțe și m-am necăjit și am strigat pe copii. Eu v-am spus lucrul ăsta. Nu o trebuie nimeni să mă împingă de la spate. Nu mă dau acum rotunda, vă spun ca să înțelegeți. Și ascultați-mă, Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu zice, știi ce? Vrea să se curățească, îl ajut. Și îți întinde mâna îndurării lui, tu te apropii, guși din bunătatea lui și știi ce faci? În loc să mergi înspre starea de ebrietate, ieși din ea. Unchiul meu s-a îmbătat odată în România. Și el trebuia să meargă la lucru în 2-3 ore. Și bunica i-a stors două cepe în nări.
mai auzit din alea. O luat două cepe mari, i-o stors sucul și l-o stors în nări. S-o trezit, nu mai avea nicio beție. Câteodată este nevoie de o doză de realitate foarte puternică. Și știți care e doza de realitate în dimineața aceasta? Ascultați-mă. Minciuna diavolului te duce la moarte, dar adevărul lui Hristos, oricât ar fi de grele, te vor duce la viață și viață veșnică. Amin. Nu știu ce doriți dumneavoastră, eu doresc să fiu aproape de Dumnezeu. Și ascultați-mă. Acum sunt cu Dumnezeu, deși că El e în cer și eu sunt aici. Noi zicem să fim aproape de Dumnezeu. Să fim cu Dumnezeu și Dumnezeu să trăiască în noi. Haideți să ridicăm în picioare înaintea Domnului. Invit frații să vină în față, fratele Cornel și fratele Jacob, să pregătească pentru cină. Și în timpul acesta îl rog pe fratele Alex să aducă îndemnul cum l-am rugat pentru rugăciunea aceasta de cauze, fraților. Și prima cauză pe care vrea eu acum vă aduc înaintea dumneavoastră, înainte că el să spună ce spune, este să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, îți mulțumim că dimineața aceasta ne-ai trezit. Vă repet, Doamne, îți mulțumim că dimineața aceasta ne-ai trezit. Amin. Pentru că, Doamne, n-am înțeles întru totul ceea ce înseamnă, Doamne, beția aceasta spirituală. Dar în dimineața aceasta am înțeles, neascultarea de tine este prietenie cu cel rău. Și în dimineața aceasta vreau să rup orice fel de legătură cu cel rău și să mă apropii de tine.